Și acum vreau să fac un partid, un apel și la partidele așa numite pro-europene și la cei care i-au votat și sunt. Este un vot candidat, platforma DALU sunt pe un independent, chertoacă cu unionismul lui. Dar, să știți un lucru foarte important. De ce ei n-au ieșit și unanim n-au cerut amânarea acestor alegeri? Cumva s-au gândit ei să câștige la Dodon, s-au prostit de Doamne ferește. Dodon a mers în aceste alegeri și a insistat să fie ele că a făcut sondaj. Dodon face sondaj fiecare săptămână și lui a arătat. După ce l-a scos candidatul ușor din cursă, Dodon sigur câștigă alegerile. Înțelegeți? S-o primit. Și de asta el și-a mers la ele. Dar mai Sandu cu Andrei Năsaș, cu ei, poate, cumva, am câștigat ca și la prezidențiale 2016. Da, Chișeu frumos, și spun eu, stimați prieteni, în timpul epidemiei nu pot avea loc aceste alegeri, noi ne retragem toți candidații, să rămâie Dodon cu candidatul lui. Și Dodon avea să fie luat pe sus de tot țara. Dar și e să vă mulțumim că ați participat la vot, dar să știți că noi recunoaștem rezultate și ne rușinați pentru mandat de deputat. Înțeleg eu că Dodon comite o crimă și oricum au participat și la ei, la ea, vrei, nu vrei. Și când îi văd după asta că sunteți așa de pro-europeni, așa de puțin virgini și puțin patrioți, tocmai mie silă, da? Cum spune Curie. De asta, dacă n-ar fi acest caz, și iată o doamnă din Răună Hâncești a murit, s-a declarat că a contactat doar cu 10 persoane de pe 3 martie. Vă credeți că o persoană care a venit din Italia de pe 3 martie a contactat doar 10 persoane? Haideți, vrem, serios. Adică, oamenii când vin din Italia, se pornesc pe la vicini, pe la cumătri, pe rișori, cumnați. Și asta e situația.